Vă salut, broșilor! Și bine v-am găsit la un nou clip de pe Metin 2 serverul Tiger, Ghost, eu sunt Taker, vor să fie cât mai bună. băi îmi pare rău că postez din ce în ce uh, mai rar. Doar că cei care mă urmăriți pe Instagram și îl aveți în descriere știu foarte, foarte bine că o să urmeze să-mi fac serverul meu. Uh, și aveți linkul în descriere în caz că vreți să intrați să vedeți cam cum merge treaba pe el. Nu este... Uh, nu este terminat. Dar puteți să intrați să vedeți cam uh, cum o să fie Și puteți să intrați și pe grupul nostru de Discord vor Să mai îmi dați niște sfaturi și așa mai departe Bun Bă, până una alta Astăzi vreau să achiziționez niște iteme După cum știți, fraților Am achiziționat uh, niște evantaie Versus celelalte rase De level uh, 70 Vreau să mai uit ce ar mai fi la capitolul evantaie 10-5, evantaie, extas plus 9 Asta nu e deloc bun. Nimic. Deci la Evanta e nimic. Armură de level 70. Poate găsim ceva interesant. Ca să avea nevoie și cu PV și pumnal. PV mâini, PV gheară. Este puțin alambicat aici, sincer. La capitolul scuturi. Ia să vedem. Poate, poate a mai apărut ceva interesant. Uh, dar o să ne uităm de pe la 10 won, cred. Hai să ne uităm de pe aici, că poate mai sunt scuturi cu 10 semi și ceva poate în 10 semi 12 int ar fi bombă. Eu chiar îmi propun să sparg 200 de won, fraților, în clipul de azi ca să achiziționez teme PvP și sunt curios ce item o să găsim. Bă, uite, ăsta e destul de mișto, imun, 20 XP, 25 atac pe 67, nu e rău. Uh, dar cu 10 semi pare că nu prea mai găsim, pentru că itemele PvP sunt la băieți, în general. nimic. 10 semi. Ia uite, 5 atac magic. Asta e interesant. E interesant, dar nu prea am ce să fac cu el. Opa! Opa! Imun 12 int, 10 semi 6 corporal. Bă, și eu n-am imun. Pe șamanul meu. 10 semi 12 int. Imun corporal. ba mă, s-a luat asta. 32 de on direct Mamă ce scut forță De tigru Cred că e mai fain decât la 10-15 corporal pe care l-aveam eu Aici nu prea mai avem nimic La capitolul coifuri Poate găsim un coif interesant de șaman Hai să dau de la level 1 Poate găsim un coif cu 10-15 Deși șansele sunt mici Într-adevăr Deci vă zic sincer că sunt mici 10-6 semi. Semi, magie Plus 9 e asta. Băi, și plus 9, are 6 magie, n-ar fi rău să-l iau, sincer, dar o să mă mai gândesc puțin. 5 pe foc, 5 pe foc. Astea sunt foarte multe aduse de pe server temporar. Tempest. Bă, hai mă să luăm pe ăsta, are și ceva evitare să geți. na nu e rău, de șaman. Uh, la capitolul papuci, ia să vedem dacă găsim ceva, dar la te o să mă uit până la nivel 75, fraților, pentru că ne ajută și Chilinii plus 9 15, 15, 15, 15, un KPV, bă, ăștia sunt interesanți, dar nu avem buget de ei și nu cred că, nu cred că mai aș încumeta să iau, sincer, acum. Ia uite-o pe un caz jumate, PV, 18, sabie, 15, mamă, ce frumos, 50 de un doar, fraților, eu zic să săriți pe ei că sunt mișto. Ia uite, și pe ăștia, 2 KPV, 15, sabie, 15... 20 atac pe 67, interesant. Uh, iarăși foarte interesant, 2 KPV, 15 pe 15 pe 20 versus uh, Ninja. Mamă, ea chiar sunt frumoși tare. 2 KPV, 15 sabie, zice critică, foarte frumos. Bă, sau parcă mai apărut ceva iteme PVP. 2 2K... KPV. Mama, m-am uitat la asta, credeam că are 2 kv 15 sabie și o viteză de atac, mama ce faini erau și astea, Da, avem deja niște, Niste uh, niște papuși faini. Ia uite, 15 sabie, 15 pumnal, o blocare, bă, lasă-mă, mă, mă pace, lasă-mă, în pace, că sunt interesanți, bă, și mi-a zis lumea de lag, bă, fraților, lagul, credeți-mă, dacă stai în bazar, ai lag cu absolut orice. Deci orice ai avea tu, orice PC ai avea, o să, o să ai lag. Bă, din păcate nu prea găsesc papuci, deci papuci nu prea sunt. Aia e. hai să mergem la capitolul coliere și o să mă uit totuși până la alea de... Nu, la alea de 54 nu mă interesează, alea de 38 cel mai mult mă, mă interesează. Hai să vedem. Un cajumat pe vezi ce pătrundere... Mamă! Oh! Asta era mișto pe când aveam oarul de 25 sincer, ia uite, un caj mat pe 5 15 15, 15, Interesant interesant și asta. 5 daune de atac împotriva șefilor, 8 metine, 50 atac, 40 atac, 5 putere gheții, care erau șansele, bă, să ceva. 8, 8 metine, 50 atac, ia. mamă, un cap pe V15, sabii, 50 atac. Bă, ce interesant e ăsta. 2K Pv, 15 Sabie 15 Pumnal 10 gheară Bă, și ăsta e frumos rău Mamă, ce coliere interesante Bă, da, ceva cu at... Deci mă uit la astea fraților și cu atac magic nu găsesc deloc Uite, ăsta ar fi o idee 15 sabie 10 pumnal. Bă, cine e asta, mă frate? Hai să vedem si noi unde e shopul că de la asta parca am luat și coifu. Ia să vedem. Poate, poate mai are ceva iteme de șaman. Hm. Bă, dar îmi place și colierul ăla, 2 cape pe 15 sabie, 15 pumnal. Mama ce interesant. Băi, s-ar putea să cheltuim mulți bani pe clipul de azi. Ia mă, hai să vedem. Asta e interesant tare, deci ar avea 15, 10, 10, Eu oricum n-am colier de generală și 10 săgeți 50 magic, bă nu iar, n ar fi rău, deci practic 14 apărare, 29, 39, 49, 55 apărare ar avea asta full finisat Ce mai avem pe aici, 6, 5, astea nu prea 5 de ce 25 de oni Bă, ăsta e interesant și cred că 25 de ani, fraților, s-a făcut achiziția. Nu, s-a făcut achiziția că avea 5 atac magic pe 67 și ar fi păcat. Uite, mai avem și pe ăsta cu 5 atac magic pe 67, scutul sol, scut de solți. Mă, da, cercei de level 54, oare găsim cu atac magic? Ceva? Ia să ne uităm. Este 5 atac normal. 5 atac normal iarăși. semi pe. 15, 20 drop. Asta se deschimbă. Da, nu prea mai găsim. Bă, oricum, interesante itemele. Deci interesante, fraților. Vreau să-mi lăsați în comentarii dacă credeți că am făcut niște dealuri bune pe azi. Bă, și mă mai uitam tot la bijuterii la colierul, la colierul ăla. Bă, era 22, 22. 2 cap, pe 15 sabie, 15 pumnal, 10 gheară. Bă, e tare ăsta. Nu știu ce să fac. L-am luat și pe ăsta cu atac magic ăsta. Fiți atenți, fraților. Am o, uh, am o idee pe clipul de azi. Prada regelui de aur. Deci fiți atenți. Cât mai costă astea? Găsim 100 la 25? 27. 100 la 27. 200 la 54 200 la 54 mm. 27, 27 50 la 14 50 la 13,5 Da, tot aia e Bă, fraților, fiți atenți! Am o idee o să facem un felul următor uh, Iau 200 Deci fiți atenți Iau 200 de pradă De asta cantitate 200 53 de oni Și dacă ne pică cel puțin 5 metale Cumpărăm și cel alcolier Hai că punem pauză și revenim de pe șaman am revenit direct de pe șamanul nostru de nivel 75 fraților și ce mai avem aici o ajutor chemarea fulgerului mulțumesc mult de tot fraților bă dacă mai aveți trei spingere uh, atac spirit vă rog eu frumos lăsați-mi le și mie în poștă pentru că chiar apreciez foarte foarte uh, mult am nevoie și na bun hai să punem și noi pietrele astea referarul aici dioxid de titan tot aici agatele iarăși aici spiral de timp mai avem foarte multe cercuri de artificii cu care, real vorbind, nu cred că o să facem noi uh, mare treabă în viitor pentru că n-am nevoie de ele. Uh, dar mai țin aici să avem încă un pet, arta de Război Sunzi. Bă, ar fi bun asta, Ia uite că a și mers. Ești nebun la 7 puncte. Nu e rău. O să trebuiască să fac ceva ordine și prin inventar. Ești deci, clar, o să trebuiască să facem ceva ordine prin inventar. Runele astea, iarăși, o să trebuiască să le folosesc eu cândva. Asta le punem aici. Asta iarăși aici. Marca gardienilor nu mai avem loc. În fine. Bun. Bă, avem 200 de pradă rege aur. Deci 200, fraților, verificăm baba. Și dacă ne dă cel puțin 5 metale Mergem și achiziționăm și acel colier 2 KPV Pentru că este puțin mai bun decât asta pe care l-am eu Eu am un KPV 30 de generare 5 blocare 5 pe 5 Dar ăla avea 2 KPV Adică un KPV în plus și 10 gheara Adică e mai bun și la generală Mai bun în toate, sincer Am auzit că este clar văstoare, Bă, o să avem ceva noroc pe azi, aparent E bine, hai să începem cu primele 10 din care luăm o piatra fierarului, un dioxid de titan, două razador, un cor mistic, un cu B, 3 o razador, bă, super drop, deci chiar super, super drop, dar nu am văzut magica încă. cu uh, cufăr carte însoțitor, bă, dacă pică din cu ăsta carte însoțitor, uh, iarăși vânător mergem, dar e imposibil, mergem și luăm carte spiritist, nu, n-avea cum, efectiv, deci era prea, prea greu. Uh, o une mere Ia să vedem, vrăjește cu B din nou, încă un vrăjește cu B și o uh, nemere cu 4 dragon, pachet rege, mamă, la cum merge situația, abia am luat o magică și nu cred, uh, chiar nu cred că ne vom duce să cumpărăm acel, uite, vrăjește cu plus, piatra lunii din nou, a dat două pietre al lunii, cor prețios. Dar la cum merge situația Pare că nu avem nicio șansă Bă, luăm 36 Vreau să-l deschid foarte, foarte repede pe stea Și să vedem dacă avem ceva noroc Dar nu cred Deci uite, deși, nu, a, nu a dat o magică Nu, situația Deci n-a mai dat magică N-a mai dat dioxid de titan Nici nu pot să-mi dau seama ce a dat A dat aici un berserker uh, cord ăsta prețios din care luăm un Onix rar Nu știu dacă am mai dat cord ăsta mistic Da, uh, da, dat unul granat legendar Uite că a dat și un legendar, surprinzător Uh, Medalia asta a eroilor De care sincer să eu nu prea avem nevoie Dar dacă luăm din 104 magice E numărul 1 Uite că am luat o piatra lunii Cor prețios, cor prețios Ne dăm un rubin antic, rubin brut Mamă, brut, ești nebun la cap, direct brut Uite că am mai luat un dioxid de titan Cor draconis mistic, ne dă rubin Bă, ne-a dat diamant legendar, ești nebun la cap Bă, dar bine Chiar și cu diamantul ăsta legendar Nu prea contează atât de mult uh, Safir Antic, bun, ne-a mai dat Antic, dar legat de Granat Antic data asta. Bă, a dat ceva pe alchimie, dar hai să-l deschidem și pe repede, repede, ca să vedem cum stă situația. Bă, nu a dat, deci a dat o singură magică. Nu, deci de data asta am avut... Ba nu, a dat două magice pe final. A dat două magice pe final, fraților, dar cu toate astea șansele au fost slabe. Uite, un Onix Antic aici. Uh... Nu vreau să spun pe cât minus am ieșit Pentru că am ieșit pe un minus colosal Aș putea să spun cu tot Dar uite-te tu, am luat 100 de cufere dragon 100 de cufere, doamne ferească mă 10 cu cufere dragon Interesant aici pe Coruri, nu am ce spune La capitolul razadoare, hai să vedem Dacă luăm vreun razador tip 6 Cu 3 kg. ar fi interesant Aș putea să spun și baba m-a cam mințit Acum, pentru că nu am avut Ceva noroc, chiar pot să zic că am avut Un ghinion destul de mare, fraților Uh, hai să deschidem toate o oh, astea Sper și eu oh, Uite aici că avem 1-4 zile 3 skill-uri Ăsta are 2 zile Bă păcat că avea 11 zile avea Dar are doar 2 skill-uri chiar, chiar a fost păcat de ăla uh, Și se schimbă cu B M-am uitat și tu un singur skill Băi cr crunt, crunt Crunt, crunt, crunt Sincer Hai să arunc Tigreștea pentru că nu am nevoie de ei, de fapt să-i vând mai bine spus Ok O, ne mere, bă, hai să le arunc pe jos, că poate vrea să le ia cineva totuși Un începător, cred că un pet de ăsta i-ar prinde destul de bine, păcat că nu pot să arunc și tigru asta, berserker aruncăm. Uh și în mare parte cam asta e, mai iau încă un ou razador, uite și tu aici e interesant și asta câte zile are, 14 zile, mamă ce interesant, 1.6 PV, uh, 14 zile, asta are 10 zile, poate să fie, să fie momentul ăla când luăm și noi un pet bun, ar fi ceva, chiar ar fi ceva, pentru că nu am luat de, de fapt nu mai țin, nici, nu mai țin minte când am luat un razador tip 6 cu 3 skill -uri. Ideea e că ăștia chiar sunt rari. Deci ăștia sunt foarte, foarte rar. Uite, deja a venit băiatul ăsta de level 17, a luat și el un pet. Eu cred că o să-l ajute. 1, 2, 3... Hai că asta dă în mine. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hai să iau 11, că cine știe. Hai să vedem. Deci, ce avem aici? Tip 2. Ia uite. Tip 3. Ia să vedem. Tip 3, mamă, bă, da, păcat. Păcat. Mamă, ăsta chiar mă așteptam să fie un tip bun. Tip 1. Tip 4, bă, nici măcar un tip 5. Tip 1, din nou. Tip 3. Mamă, nu vine să cred. Ăsta ar fi ultima șansă. Tip 4, nu vine să cred. Tip 4. Și tip 4. Bă, nu vine să cred. Deci, fraților... Bă, nu îmi vine să cred. Ia, hai că iau nemeriul ăsta. Oricum n-are cum să fie tip 6, tip 2. Hrănește. Băi, îl hrănesc cu toți ăștia. Deci nu vine să cred ce s-a întâmplat. Wow. Ce ar mai fi și ăsta, dar asta nu, că ăsta n-are cum să fie, că e mai vechi. Ăsta iarăși are o zi, deci chiar dacă ar fi avut era praf. Mamă, ce... Cât de greu... Bă, pică foarte, foarte greu. Wow! Bun. Bă, hai să dau și se schimbă cu B aici, pentru că am văzut că mai prind și bonusuri maxime din schimbările astea. Deci, credeți-mă, fraților, că se prind bonusuri maxime din schimbările cu B, chiar dacă se prind mai greu, dar intră. N-a fost să fie aici. Cazul, hai să vedem și să schimbă ăsta cu plus, unde luăm 15 săgeată doar. Nici aici nu prea a fost să fie. Um. La capitolul alchimie, bă, iarăși aș fi curios să vedem ce aș putea să plusez. Avem un granat, un diamant. Mai avem un diamant clar pe aici. Hai să vedem. N-a fost să fie. Hai să vedem. Jadu n-a fost. Rubinu a fost. Bun. S-a făcut și miticul. Nu e rău. Asta, Safirul legendar s-a făcut. Mai greut, sincer să fiu, dar s-a făcut el. Ia, mai facem încă un legendar? S-a făcut și legendarul și la mitic. A mers și are 3 rezistențe. Destul de, destul de bun, mamă, sura, ninja, Shaman. Vă dați seama să fi fost ăsta excelent, chiar la numărul 1. Granatul a ieșuat. Bă, nu mi am făcea mari speranțe la granat oricum. La capitol Onyx. A mers un legendar neașteptat din nou dar poate poate mai facem un uh, grad ăsta mitic mm. Deci mi se pare că brutele, tăiatele și rarele băi și mai grav decât uh, Decât legendarele și anticele, sincer Ok, legendar S-a făcut și granatul mitic full Mamă, deci pe partea de alchimie chiar a ieșit, uh, chiar a ieșit bine ziua de azi Uite, avem șanse să facem și un uh, jad. Bine, șanse mici, ce drept, aici. Dar niciodată să nu spui niciodată. S-a făcut și un jad legendar și... Și uh, uite că s-a făcut și asta mitic. Bă, ești nebun! Ce rupere! Deci, e incredibil. Bun, bă, forță, fraților, și o să pun o mică pauză, pentru că mai am pentru voi și o prestare de cont pe clipul de azi. Fraților revenim cu o prezentare a unui cont forță pe serverul țara românească este vorba de un ninja level 2 campion cu diamant strălucitor cu rezistență rubin uh, rezistență uh, de fapt uh, rubin cu pagubă medie jad cu absorție restul archimiei se vede arzodiac plus 942 medie 5 pătrundere 6 metine bă și arcul asta e forță n-ai ce să-i zici Deci chiar nu ai ce să-i spui coif cu uh, atac. Bă, contul face solo melee în glob. Sunt top conturi, mai avem și cupeuri, cu pe sura, uh, level campion pe platformă și mai multe chestii, dar uh, dacă voi doriți ceva extra, detalii îmi uh, spuneți pe uh, Instagram Shopul Metin 2 și Dacă aveți și voi un cont de vânzare pe Metin 2 sau vreți să cumpărați unul, mă găsiți acolo. Avem, bineînțeles, vestă șarpe plus 8, titan plus 8 cu imun 25 atac, brățar la plus 8 cu 20 atac, colier cu 6 metine, cercis maral plus 8, Papuși de foc plus 6, mânuși cu 8 putere 6 metine, uh, croasletului plus 6, o eșarfă de 24 cu arc zodiac plus 9, 3 gheață, 8 medie, 1 metine, saituri, minidal, Costum aură, bineînțeles, aici Și biologul care este la globuri de gheață Fraților, a dus 10 până acum uh, Bă, foarte, foarte interesantă platforma Nu am ce să spun despre ea Deci chiar mi se pare foarte, foarte uh, tare Hai să o să intru, fraților, rapid de tot și pe celelalte conturi Ca să vă mai arăt ce are Pentru că nici eu nu știu uh, tot Deci uh, nu am platforma asta de foarte, foarte mult timp și așadar o să o descoperim împreună pe clipul de azi. Aici avem o șamancă de nivel 92. Care are pe la forță, pe la binecuvântare, deci ce poți să mai ceri? E exact ce trebuie, pe la forță, pe la binecuvântare, M6, Conducerea, deci superb Pe platformă mai avem Încă un ninja level campion Cu talismanul de gheață plus 10 Luat de pe server temporar Ceva iteme care real vorbind Nu sunt foarte Relevante, 779 Djd-uri, aici mai avem Un pet pradă și cam Aia e Bineînțeles contul o să vină Și cu aceste cufere gardă fraților de pe urma cărora voi puteți să vă mai faceți uh, un uh, yang acolo de început. Bine cine cumpără platforma asta e clar că se gândește să facă direct meleiu și nu cred că o să vrea să facă altceva. Bineînțeles, mai avem o uh, platformă de nivel 91 cu conturi de cioburi. Uh, nu știu dacă are sens să vă arăt chiar toate conturile de plus pentru că real vorbim cu voi, nu știu uh, pe cine ar interesa toate conturile astea, că sunt niște conturi goale pe care o să intri doar la melei. Uh, mai avem încă un șaman aici de nivel 107. Ia să vedem dacă are și asta pe Ce ar fi asta să fie leac și celălalt uh, zmeu. Ar fi destul de interesant. Ho, ho, dar nu este așa, fraților, pentru că avem uh, parte de un șaman level 107 cu full pe uri aproape. M10 la conducere, biologul aici este la blesteme Însumează 123 int și cam aia eu un șaman destul de interesant și cu care îți faci treaba Fără doar și poate Iar aici mai avem un sura de nivel 2 campion cu caractere pentru cioburi pe schimbă Bineînțeles de deci cine, poate, cine vrea să producă fraților Eu zic că își face o fermă de yang pe serverul cu ajutorul acestui cont de fapt Deci ăsta e suraul level 2 Uh, campion cu aproape full pe uri 22 de puncte la cal, biologul care este uh, cum se vede și cam aia. E. Bun, fraților, cam atât cu clipul de azi. Eu am fost Taker, v-am pupat. Ciao.